Vizitați România. Ne oprim astăzi în Transilvania și vizităm un castel cu o istorie bogată și aflat în topul celor mai vizitate obiective turistice din România, Castelul Bran. Încă de la redeschiderea castelului din 5 iunie s-au luat toate măsurile de siguranță împotriva infectării cu virusul COVID-19, astfel încât turiștii să aibă o experiență plăcută. Mai mult decât atât, Bogdana Balmuș, șefa biroului de presă a Castelului Bran, spune că vizitatorii vor găsi aici mai mult decât un simplu muzeu. Vor avea un șoc cultural, fiindcă din anul 2009, de când a intrat în proprietatea moștenitorilor de drept, arhiducele Dominic de Habsburg și arhiducesele Maria Magdalena Holzhausen și Elisabeth Sandhofer, copiii principesei Ileana, nepoții reginei Maria, domeniul Bran a trecut prin modificări spectaculoase. Vizita începe din parcul regal al castelului. Este un parc generos, foarte frumos întreținut. Aici, în fiecare vară, grupurile de turiști care ne vizitează se pot așeza pe iarbă, pot servi micul dejun sau cina sau ce doresc. De altfel, la restaurantul castelului aflat în Parcul Regal avem și acea posibilitate de a achiziționa un coș, de fapt produsele picnic în Parcul Regal. Urcați pe alee, intrați în Castelul Bran. Prima cameră este camera de gardă, acolo unde istoria Castelului Bran se deschide către vizitatori și păstrează atmosfera unei încăperi militare. Aici, dacă veți fi atenți, veți observa cele două orificii pentru frânghiile care acționau scara mobilă. Era nevoie de o scară mobilă pentru acces în vechea fortăreață medievală. Castelul Bran a fost construit la 1377, deci găsim aceste orificii pentru frânghiile care acționau scara mobilă, care exista înainte de construirea turnului din 1622, când s-au construit și scările de piatră de acces în castel. Urmează un mic gang care face trecerea către vestibulul curții interioare, unde se află și o bancă de piatră, este un loc frumos de odihnă. De aici ajungem în sufrageria principesei Ileana. În perioada medievală, această cameră făcea legătura între intrarea principală a cetății și vechea închisoare. Bogdana Balmuș, șefa biroului de presă a Castelului Bran. După anul 1920, când regina Maria a primit Castelul Bran din partea Consiliului Orășenesc Brașov, drept mulțumire pentru contribuția decisivă la realizarea Marii Uniri, acest spațiu a devenit sufragerie regală, iar mai târziu, principesa Ileana a amenajat aici o cameră pentru recepții și reuniuni familiale. Găsim curtea interioară, care face legătura cu celelalte camere situate la parter. Aici erau bucătăria, spălătoria regală. Castelul Bran a devenit o destinație pentru o întreagă zi, spune Bogdana Balmuș. Vizitându-l, veți găsi lucruri inedite. De exemplu, la etajul întâi al castelului, în sala de consiliu, când s-au realizat lucrările de restaurare de către arhitectul casei regale, Care Liman, s-a descoperit o scară secretă săpată adânc în piatră. Ea este îngustă, are aspectul unei catacombe și face legătura cu etajul al treilea. Acolo găsim salonul de muzică, unde regina Maria îi asculta pe George Enescu și pe pianista acela de la Vrancea. La etajul al patrulea veți descoperi ceva cu totul și cu totul nou. Vom spune povestea spaimelor în Transilvania. Vorbim de 7 personaje fantastice prezentate într-o formă inedită, ca rezultat al unei documentări științifice realizate de doamnele profesoare Antoaneta Olteanu și Ana Maria Altman. Vă așteptăm cu drag, vă vom anunța când se va deschide această parte a expoziției permanente din castel. Dacă ajungeți la Castelul Bran, puteți vizita și expoziția Instrumente medievale de tortură. A fost o expoziție itinerantă care și-a găsit locul la Castelul Bran. Doar persoanele peste 16 ani au dreptul să o vadă. Și să nu uităm de Tunelul Timpului. Este unic în peisajul muzeal european, prezintă un show interactiv deosebit, unde vă veți întâlni atât cu personajele nopții, cât și cu personajele istorice ale zilei, care au avut legătură cu zbucimata istorie de peste 640 de ani a Castelului Bran. În speranța că v-am convins să vizitați Castelul Bran, vă așteptăm și săptămâna viitoare cu o nouă destinație. Până atunci, drum bun și vreme frumoasă!